Frați și surori, îl binecuvântăm pe Domnul ori de câte ori suntem în prezența Lui. Nu ne îndoim că Domnul este prezent, de-aia spun în prezența Lui. Știți ce a spus omului Dumnezeu Corneliu? Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, și învățați-i să păzească tot. Foarte important. De aceea, de fiecare dată, noi trebuie să fim cu inima deschisă și dacă avem inimile deschise, se împlinește fapte 16. Domnul a văzut că Lidia era cu inima deschisă și a făcut-o să fie culoare aminte la ce spunea Pavel. Dar ceilalți nu au avut inima deschisă. Domnul toarnă un de lemn într-un vas deschis. Vasul trebuie să fie deschis, vasul trebuie să fie curat. El ne curățește inimile prin credință. Vasul trebuie să fie doritor. Și Domnul atunci este Cel ce lucrează, de fiecare dată. Dar nu se poate, de mereu îmi spun, să vii la casa Domnului și să pleci tot cum ai venit. Să nu pleci cu hotărâri noi. Ăsta e mobilul, scopul lui Dumnezeu. Aici El vrea să ne pregătească pentru împărăția Lui. Noi nu realizăm poate suficient. Cei din afară, categorică, ei nu știu, nu înțeleg. Dar noi care avem această chemare, Dumnezeu aici ne modelează, ne perfectează, nu dincolo. Pe cine ajunge acolo va fi desăvârșit, aici îl desăvârșește. De aceea dorim în continuare Dumnezeu să deschidă inimile noastre. Amin. Ele sunt, cred că sunt deschise. Dar să rămână în continuare deschise și să acceptăm tot ce Domnul vrea să ne spună. Amin. Așa se spune aici, nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu pot să nu judec fără să nu îmi exprim opinia. În general așa se întâmplă. Rare ori se mai întâmplă doar în inimă, dar în general te exteriorizezi. E un păcat foarte mare. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Biblia spune că noi avem un pârâș care zi și noapte ne pârăște înaintea celui preanalt. Oriunde Dumnezeu arată clar ce să nu facă, acolo trebuie să fiu foarte atent. Trebuie să țin cont de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are cuvinte cu greutate, echilibrate, articulate. Tot cuvântul lui Dumnezeu este articulat. De aceea tot ce îmi spune El, trebuie să caut să pun în aplicare. Dacă am greșit cumva la acest capitol, în acest domeniu, nu-i prea târziu pentru noi, care suntem încă în viață. Vedeți, vin foarte multe lucruri, poate în dreptul unora, chiar și la nivelul unei familii, dar și la nivelul unei biserici locale. În contextul în care se vorbește, se judecă, se fac tot felul de afirmații, nu-i admis. Știți, e un exemplu, Biblia spune că Maria și Aron a vorbit împotriva lui Moise. A vorbit împotriva lui Moise și ne spune Biblia ceva ce s-a întâmplat. Spune aici în Cartea Numerilor, printre altele, zice, Maria și Aron au vorbit, ce frumos este să nu iei seama la toate vorbele care se vorbesc despre tine. Biblia spune, numai inima ta știe de câte ori ai vorbit și tu de rău pe altul. Dar să ajungi imun la vorbele celor din jur. Când te laudă să nu te umfli, când te vorbește de rău să nu încerci să te justifici, să fii liniștit. Un om, imediat îți dai seama de standardul lui în contextul în care este vorbit de rău. Și pe mimica feței, el este desconspirat. Dacă rămâne pacea, liniștea, seninătatea. Moise este un exemplu. O vor fost vorbit de rău. Și de cine? Chiar de frații lui, de sora și de fratele lui. Lor vorbit de rău. Moise nu i-a auzit, i-a auzit, dar nu i-a auzit. Îmi place mult. S-a auzit, dar să nu auzi. Să auzi numai ceea ce trebuie să auzi. Și urechile să fie sigur. De aia spune cine își astupă urechea ca să n-audă ce este rău. Așa ne spune Biblia în Isaia, capitolul 33. Întrebarea este, Doamne, cine va ajunge pe muntele Tău cel Sfânt? Acolo pe muntele cel Sfânt spune că Dumnezeu este un foc mistuitor, flăcări veșnice. Cine poate ajunge în prezența Lui? Cel ce își astupă urechea ca să n-audă răul. La ora actuală mai ales. Și apoi acolo spune continuă, și cel ce își leagă ochii ca să nu vadă
răul, își leagă ochii. Ce frumos, Maria Sharon e un exemplu pentru noi. Spune aici în Numeri, capitolul 12, ce s-a întâmplat, ce aduce o judecată pe care omul o are. Judecata este a celui preanalt. Iar la nivelul bisericii, sigur, sunt frați puși în această slujbă. Și eu sunt în această slujbă și de multe ori când văd persoane care vor ei să judece, îi las să judece. Parcă doresc, dar mă uit și în timp așa, la efectele care le are. Nu e ușor. Trebuie multă atenție, multă teamă de Dumnezeu. Dar sunt puși oameni, că trebuie să le... Întotdeauna au fost. Peste cei mari sunt alții și mai mari. Și deasupra tuturor guvernează și stăpânește Dumnezeu. Spune aici, despre Maria Sharon, auziți numai ce s-a întâmplat, ori vorbit de rău, Domnul i-a chemat, nu a judecat Moise, nu s-a supărat, nu i-a întrebat, nu s-a justificat, dar Dumnezeu a văzut și Dumnezeu a acționat el. Zice, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Auzi, Domnul s-a aprins de mânie în dreptul celui ce judecă. Feriți-vă de judecăți, de vorbiri de rău, de bârfe, de clevetiri. Că toate astea, sigur, înseamnă a judeca. Un al doilea lucru ce se întâmplă, zice, norul s-a depărtat de pe cort. Norul se depărtează, prezența Domnului. Cum o vorbire de rău, o judecată greșită, o judecată a omului îi depărtează, da, categoric. Și ne întrebăm uneori, vedeți, noi ne ferim de păcate mari, zicem noi. Când Biblia spune, curvia sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi. Așa cum se cuvine unor sfinți, spune Pavel în Efeseni. Dar clevetirea, vorbirea de rău, judecata. Bă, astea, în, cuvântul de învățătură îl avem în capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei. Tot ce urmează și în pilde și în toate celelalte este doar o reluare. O reluare acestor principii puse de Domnul Iisus. El a pus bazele. Și apoi și apostolii în epistolele lor nu fac altceva decât să reia aceste învățături. De aceea trebuie să o luăm în mod serios. Domnul se aprinde de mânie împotriva celui ce judecă. Un al doilea lucru, norul se îndepărtează, prezența Domnului, mă rog și nu mai simt. Trebuie să-mi revizuiesc atitudinea, viața. Doamne, unde am greșit? Eu mă opresc la lucruri mari. Știți, vulpile mistrică, viile în floare. De multe ori lucruri care ni se par mici și în ghilimele, dar nu le sunt mici. Vedeți, prin compensare Domnul nu lucrează. Uite, are un om extraordinar, mai auzim uneori aceste afirmații. Are o inimă nemaipomenită, dar e rău la gură. Astea sunt vorbe, în vânt. Nu se poate așa ceva. Pentru că vom vedea în continuare, mai amintesc ceva. Spune aici, norul s-a depărtat de pe cord. Un al treilea lucru, Maria era plină de lepră, apare efectul. Dar vedeți, știți ce spun profeții și ce spune Biblia? Rar când Domnul imediat acționează, aici a acționat. Sunt lucruri care și ani de zile durează și te lasă Domnul. Și omul are impresia că Domnul uită, Domnul nu-i ca și om, uită și Domnul judecă ca și mine. Și mă lasă. Dar când vine judecata, când Domnul trage linia, vine problema. Și îmi pun întrebarea, dar ce s-a întâmplat? Domnul își aduce aminte, zice. El nu le uită, la el nu există așa ceva. De el are un timp pentru toate lucrurile. În general, nu-i vremea judecății lui Dumnezeu, să știți. În semn sub pedepsei. E vremea harului. Domnul ne mai atenționează prin anumite stări, lucruri, ne avertizează, trage semnale de alarmă, pentru că ne dorește binele. E adevărat, Biblia spune, judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, auziți, extraordinar, cel neprihănit. Păi dacă cum, cel neprihănit? Păi dacă e neprihănit, noi avem încă carențe, se spune aici, nu-i nimeni încă desăvârșit, n-am ajuns la desăvârșire. Noi tindem spre desăvârșire. Și Domnul de aceea vrea, biserica lui o va prezenta fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Sfântă și fără prihană. În vorbire, în privire, în ascultare, în credință, în toate celelalte, în toate domeniile. Maria era plină de lepră. Și apoi un al patrulea lucru îmi place foarte mult. Auziți numai ce spune aici. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără. Poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. O rămas acolo în tabără.
Poporul stagnează, rămâne pe loc, bate pasul pe loc, de multe ori o biserică locală, familia. Uneori și ani de zile sunt probleme și nu înaintează. Trebuie o revizuire, o atenție foarte mare în toate compartimentele. Și dacă suntem sinceri, Domnul ne dă lumină, ne face să înțelegem care e motivul. Spune aici Biblia, în Evanghelia după Matei, cu privire la această judecată, la această vorbire. Zice printre altele, Matei capitolul 12, omul bun scoate lucruri bune din viseria bună a inimii lui. Ce frumos! Omul bun! Nu poți omul rău să scoată lucruri bune din inima lui. Ceea ce ești, ceea ce este inima, ce e acolo. Dar zice, omul rău scoate lucruri rele din viseria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. De aia spune Biblia, când îți aduci darul la altar, lasă darul acolo. E mai importantă atitudinea, cel ce aduce darul, cum ești înaintea lui Dumnezeu, decât darul. Lasă-l la altar și du-te mai întâi și rezolvă problema. Că zice, dacă nu, zice, nu vei ieși de acolo în ultimă instanță până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Că după aia ești luat la socoteală, tras la socoteală pentru și alte, pentru toate lucrurile. Până când, sigur, se încheie pagina și totul este în ordine. Doamne, binecuvântă această biserică! Amin. Sunt convins că aici dumneavoastră vă luptați ca să nu existe această vorbire de rău. Să nu există această judecată. Judecata, încă o dată, e un mare pericol. Și pentru ce să plătesc? Pentru ce să fiu atins de anumite lucruri când pot să fiu scutit, să fiu liber, ușor. Ce mare lucru să te culci în pace, să te scoli în liniște. Spune aici în Iacob, în capitolul 1, versetul 26, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Extraordinar! Este zadarnică! Eu poate să fac și lucruri mari, acte de caritate, îți bune, dar vreau să vă spun că nu compensează actele de caritate partea cealaltă, slăbiciunea, păcatul care l-am. Nu. La rău Domnul îi spune rău, la bine Domnul îi spune bine. El vrea în toate domeniile, noi să fim așa cum dorește El. Să ne uităm la Domnul. Domnul era stăpânul Universului. Prin El o crea Tatăl. Tatăl prin Domnul Iisus le-a făcut pe toate. Toate lucrurile au fost create prin El, așa ne spune Biblia. El este înainte de orice, că nu era nimica. El a fost împreună cu Tatăl. Ei, și totuși nu a judecat. Nu a judecat. Zice, nu eu voi judeca, cuvântul meu vă va judeca în ziua aceea. Cuvintele mele, Moise în care v-a spus nădejdea, nu eu, Domnul, nu a venit să judece lumea, ci l-a venit ca lumea să fie mântuită prin El. Dar cum pot să fiu mântuit? Ascultând de cuvântul Lui. Să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele voastre. Atunci când noi îl aplicăm și îl punem în aplicare. Doamne, binecuvântă această biserică! Amin. Ajută-ne, o Doamne, dacă să ne analizăm în această zi. Auziți numai despre această vorbire de rău, foarte multe texte. Cuvântul Domnului sigur vine, de aia cuvântul e foarte important să-l citesc. Oglinda. Noi ne hrănim, viața biologică am primit-o când ne-am născut, impulsul vieții l-am primit, dar de atunci trebuie viața biologică să fie întreținută prin hrana zilnică, nu se poate altfel. Zilnic mănânc ca să pot să supraviețuiesc și să acționez. Ei, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne-a născut din nou, a produs nașterea din nou, ne-a dat viață și viața asta trebuie să fie văzută. Eu spun mereu, viața cu Dumnezeu nu e o caznă, nu e ceva obositor. Uite, mă obosesc să vin la biserică, mă obosesc să mă rog, să citesc Biblia, da, de unde? Dimpotrivă, tot timpul e dorința mea, eu nu pot fără ele. Nu, elementul meu în care mă simt normal și în ordine este atunci când toate lucrurile astea așa au loc în viața mea. De aceea e foarte important. Auziți numai ce spune Biblia, aici în cartea Proverbe, citim în Proverbe. Zice așa, capitolul 10, versetul 19. Cine vorbește mult, judecă mult, omul care vorbește. Și de multe ori, frate, uite, spun ceva, dar să nu spui la nimeni. La nimeni și încerci să-l prinzi pe cel căruia îi spui să nu spună la nimeni. E îngerul care ascultă. Noi nu uităm de multe ori, zice, îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri.
Noi avem cel puțin doi îngeri, după cele menționate de Domnul Iisus, îngerii lor, care tot timpul au și o evidență absolută. Dar deasupra tuturora este Tatăl, e Domnul Iisus, care toate lucrurile le vede și le cunoaște. Nu-i ceva ascuns pe care El să nu-L poată ști. Chiar și atunci când vorbim, dar categoric, și când gândim, El spune omului până și gândurile lui atunci când va veni. Auziți, gânduri pe care nu le-am putut materializa, că n-am avut ocazia. Uneori sunt gânduri bune de a le pune în practică și n-am ocazia. Și alea sunt consemnate. Și pentru alea Domnul mă va răsplăti. Dar sunt și gânduri rele, multe gânduri rele. Și n-am ocazia să le împlinesc. Spune încă o dată aici, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. E un om chibzuit, e un mare lucru. E un mare lucru, un om cumpătat, echilibrat, cumpătarea. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumii, să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Cumpătare, un om cumpătat. Un om care nu se grăbește să judece, chiar dacă aude ceva, chiar dacă este ceva. Că sunt elemente care nu ne aparțin, nu ne cunoaștem, sunt necunoscute. În familie, în viața copiilor, trebuie foarte multă atenție, cu multă gingășie. Era binecuvântare de copil. O draslă nouă, cred că de la Noe. Noe. Și am unul din nepoții aici, îl cheamă Noa. Eu nu sunt la talia fratelui Viorel, dar am și eu 34 de nepoți, peste o lună o să am, dacă Domnul ne ajută, 36 de nepoți. Ce să spun că ne bucurăm mult de ei. De fapt, capitalul familiei sunt copiii. Cea mai mare investiție e în copii. În copii. Nu ne întâlnim dincolo cu altceva. Cu ce ne-a dat Dumnezeu? Este extraordinar. Să fie o armonie în familie, în vorbire, e vorba de vorbire, e extraordinar. În tot ce faci, să fie... Întrebarea este, lăsați copiii lași să vină la mine și nu-i opriți. Cum îi pot opri? Atunci când nu-l las ca planul lui Dumnezeu să fie dus la îndeplinire, pot opri planul. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Nu prejudicează voința liberă. Adică El nu ne oprește în foc. Că poate, că e stăpân dacă ar vrea. Da, ne lasă. El îmi spune ce aici în cuvânt. Îmi spune, nu judeca. Nu judeca pe cei ce n-au atâția copii ca și tine, dar nici pe ceilalți. Nu-i treaba ta să judeci. Pentru că Dumnezeu ne învață pe fiecare, ne spune ei ce să facem. Și fiecare ca înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos! Când în familie există, sigur, această armonie, dar dacă nu e o vorbire curată, articulată, biblică, frumos ai întotdeauna cuvântul. Știți ce îmi place? Citiți în Evanghelie, de fiecare dată spune că Domnul Iisus, când a fost provocat, a luat cuvântul, ca și când l-a avut la îndemână și l-a dat mai departe. El era plin, inima lui era îmbibată de cuvânt. Era îmbibată. El întotdeauna, cuvântul nu a fost al lui, a fost al Tatălui. Cuvântul nu e al meu, e al Tatălui care m-a trimis. Doamne, umple-ne și pe noi de cuvântul Tău. Amin. Și ajută-ne vis-a-vis de copii, vis-a-vis de cei dragi. E o mare abilitate, o călăuzire trebuie să o aibă. Un caracter nu-i ca celălalt la copil. Un temperament diferă de la unul la altul. Cu unul trebuie într-un fel să te comporți, cu celălalt în alt fel. Dar aici este călăuzirea. Dumnezeu ne-o dăruiește dacă realizăm că pe prim plan e familia, sunt copiii noștri. Ce frumos! Cine își păzește gura, versetul 3 din capitolul 13, zice, își păzește sufletul. Auziți, sufletul. Extraordinar. Cum împăzesc gura și împăzesc sufletul, da. Dar cine își deschide buzele mari, zice, aleargă spre peirea lui. Cine judecă ușuratic, vorbește în mod ușuratic. Vorbește fără să cântărească bine. Auziți numai ce spune tot aici, zice Biblia în capitolul 18, zice versetul 21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Extraordinar! Gândiți, meditați la aceste versete, că, știu, le cunoașteți, dar trebuie să și medităm profund. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Biblia spune în Psalmul 34, vis-a-vis de această afirmație, foarte frumos, auziți numai, dar cine nu dorește viața? Zice aici,
Versetul 12. Cine este omul care dorește viața? A, toți o dorim. Să știți că și cel bolnav ar mai vrea să mai trăiască puțin. Avem în biserică la noi, ne rugăm pentru persoane cu nume deosebite, familii care le apreciem, credincioase, și au bolnav. Și când discuți cu ele, încă ar mai dori. Frate Eugen, aș mai dori. Zice, sunt pregătită, dar aș vrea să mai văd încă copiii, nepoții și așa mai departe. Auziți ce spune? Sigur că are și Domnul planul lui cu cel neprienit. Eu uneori am găsit un răspuns. Când Domnul ia pe cel neprienit acasă? Atunci când standardul spiritual și moral e cel mai bun. Când e cel mai bun, Domnul îl duce acasă. O vrut să-l ducă și pe Ezechia, că a fost standardul cel mai bun, după reforma care a făcut-o. De el a venit înaintea Domnului și a pledat. I-a arătat partea bună. Domnul le știa, dar nu știa ce a făcut Ezechia, dar a făcut-o în defavoarea lui. Ce frumos! Planul Domnului este desăvârșit, voia lui. Zice aici, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Doamne, vrem! Vrem să avem parte. Dar auziți ce spune acum condiția? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Și roadele de multe ori se văd în timp, că rodul pomului și a ceea ce-i sădit. Nu imediat, dar trece timpul și vei vedea roada și te vei bucura. Ce frumos! Tot aici, în capitolul 23 din Proverbe, capitolul 21, spune: cine își păzește gura, își scutește sufletul de multe necazuri. Cine își păzește gura și limba de judecăți, de vorbe, își scutește sufletul de multe necazuri. Și pentru ce să fiu încărcat, o încărcătură cu tot felul de lucruri care nu sunt pentru mine? E un secret aici, e un lucru sigur sensibil, nu toți îl înțeleg. De multe ori parcă suntem curioși, cât mai multă curiozitate. Nourile parcă vin spre noi, ne bulversează. Dar pentru ce să cunosc, să știu toate lucrurile? Ce e important să știu ce vrea Domnul de la mine? Și să înțeleg voia Lui și planul Lui și ceea ce El dorește. Doamne, binecuvântă-ne! De fapt aici, capitolul 5, 6 și 7... Dacă vreți, sunt aici, le găsim concentrate în versetul 13 până la versetul 16 din Matei 5. Și aici spune, printre altele, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic. Și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră. Înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Voi sunteți lumină, voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Lumina este mărturia exterioară, lumina. Oamenii din afară, să știți că trebuie să vadă, fără să ne deschidem gura, prin ceea ce suntem, cum apărem noi în societate, în lume, oamenii trebuie să-și dea seama că suntem oameni deosebiți. Pacea și liniștea trebuie să vadă pe fața unui copil al lui Dumnezeu. Nu o față crispată tot timpul, o stare tensionată, nu asta vrea Domnul. El vrea să fim plini de pace, plini de liniște, lumina, mărturia exterioară. Sarea e mărturia interioară. Strămoșii noștri daci aveau o maximă în latină și se zicea așa: nihil sole sale utilis, nimic fără soare și fără lumină și fără sare. Foarte importantă, lumina și sarea. De fapt, încă o dată, și capitolul 6 și 7 din Matei sunt focalizate în cele două. Voi sunteți, care voi? Care împliniți și puneți în practică învățătura Domnului Iisus, care le trăim în fiecare zi. Ele nu pot fi separate una de alta. Una o implică pe cealaltă. Ce frumos să fie o mărturie. Printre altele, lumina înseamnă ordine, înseamnă rânduială. Când mergi într-o casă, ce frumos când vezi rânduiala. De fapt, și în biserica Domnului se spunea aici, zicea fratele Viorel, că toate au o rânduială, o ordine. Așa este. Noi nici nu realizăm. Toți au locurile lor, dumneavoastră aveți locurile lor. M-am uitat aici la fanfară, la
fetele astea care cântă la flaut, și noi avem fanfară, dar fanfara este mai mult din instrumente care se suflă, mai și numai băieți. Dar e foarte frumos să fie și fetele împreună în lucrare. Ele își au locul lor, fanfariștii au locul lor, coriștii au locul lor, tinerii și au locul lor. Apropo de tineri, și eu sunt de aceeași părere, să știți. E foarte important, oi, oițe și mielușei să crească împreună, nu separat, nu separat. Auziți numai ce spune, un verset, numai fac așa o mică divagație, numai o subliniere. În Ieremia spune printre altele în felul următor, zice, eu sunt așa, versetul 11 din capitolul 6, eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu o pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță, peste adunările tinerilor. Și peste bărbat, și peste nevastă, vor fi prinși și bătrânul și cel încărcat de zile. Adunările tinerilor. La ora actuală să știți că în multe locuri tinerii sunt separați, și adolescenții și copiii. Foarte important să fie împreună. Chiar dacă mai au, sigur, sunt grupuri, avem 10 grupuri de copii în biserică. 10 grupuri de copii până la 14 ani. Și învățători care se ocupă de fiecare grupă, vin prin rotație și prezintă în biserică în mod plenar ce au pregătit în fiecare săptămână. Avem 8 grupe de tineri în biserică, grupe mari de tineri, mulți tineri în biserică. Dar toți împreună se adună și în biserică, împreună cu cei mari. Domnul asta dorește de la noi. Ce frumos! Acolo unde este lumină, voi sunteți lumina lumii. Lumina adevărată și absolută, desăvârșită, este Domnul Iisus Hristos. Cine are pe El trebuie să aibă această lumină în El. Lumina apoi înseamnă activitate. Unde este lumină, este activitate. Unde este lumină, este încredere, este bucurie, este pace, liniște, este viață. Ce frumos! E o ordine, încă o dată e o ordine. Lumina aduce de la sine aceste lucruri. Dar cine este sare, de multe ori m-am gândit la sarea, știți, în Coloseni, în Tit, în Pavel, Apostolul Pavel, foarte mult consemnează, voi sunteți sarea pământului. Sarea, printre altele, dă gust. Ce frumos, după ce te-ai despărțit de cineva, să rămână gustul. Te-ai despărțit de el, dar încă i-a rămas gustul, un gust plăcut. Nu un gust acru, nu un gust neplăcut, că există și așa ceva, un gust plăcut. Sarea dă gust, dar printre altele ce îmi place, sarea conservează. Are proprietatea, una din proprietăți este de a conserva. V-ați întrebat de ce biserica a rămas până în 2019? Și împărății care s-au dus, împărății, împărați mari, neamuri puternice. Și biserica a rămas. Știți de ce? Pentru că ea este în mâna celui preanalt. Biserica e a Domnului. Eu voi zidi biserica mea, nu oamenii. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Pentru că biserica este sare, de aia Domnul nu a nimicit, ce plăci, ce arată Biblia, ce arată Apocalipsa că va veni, extraordinar. Oricând pot să fie, să se dezlănțuiască. Pășesc spre noi aceste evenimente și noi spre ele, dar este extraordinar ca să fii sare. Sarea are proprietatea de conservare. Ce frumos, când există cineva într-o familie chiar, și o persoană uneori care este sare, are un efect asupra întregii familii, dar nu mai vorbim dacă toți sunt ceea ce dorește Dumnezeu. Eu închei aici și doresc pentru această biserică Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui Gabi și fratelui păstor de aici, care ne-au acordat. Noi am știut că aveți programul și știm și noi la Betel, că în general există așa. Frați care sunt programați și n-am vrut să deranjăm, dar frații au insistat. Ne bucurăm că am fost împreună, am vrut să fim împreună. Fratele Alin este ginerile meu și mai am încă un ginere aici și care locuiește aici în Detroit și dorim încă o dată împreună cu soția, cu fiica care e aici, pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Dorința este, Doamne, dacă nu ne întâlnim aici, să ajungem în împărăția Ta. Ajută-ne să ne luptăm pentru ea și să ne bucurăm odată cu Tine în veșnicie. Amin.